dragii mei, bine v-am regăsit. E duminică astăzi, momentul la care filmez eu acest material, e ora 1 fără un sfert și vreau să vă arăt ce ați pierdut, domniile voastre, astăzi, pentru că n-ați venit acolo unde v-am invitat, eu vin. Suntem la 3 mobile, la Nenea Gheaț, la Târgu de Cai, ultima ediție pe anul ăsta, și vreau să vă prezint câteva animale absolut extraordinare. Vă invit în călătoria asta scurtă, nu e foarte lungă, o să vă dau bună ziua, câteva flash-uri și la final aștept părerile domniilor voastre. Fiți blânzi cu mine, azi nu am avut cameraman, trebuie să filmez așa cum am priceput eu cu filmatul, dar sper să vă plac. Nu uitați, 3 mobile, Nenea Gheață, Aci și Lea. V-am invitat vineri, v-am zis să veniți, dacă n-ați fost, problema noastră. Haideți să vedem niște animale extraordinare, oameni frumoși, crescători faini și pe Nenea Gheață, bineînțeles. Share și like, obligatoriu, nu pentru mine, pentru oamenii ăștia frumoși, pentru animalele astea extraordinare. Și subscribe-ul pe canalul de YouTube, face foarte mult pentru mine. Haideți în plimbarea aceasta frumoasă. Dragii mei, înainte să intrăm pe zona hard rock, cum se spune, o să intrăm pe zona puppy rock, da? O luăm așa ușurel, ca să nu vă creăm emoții. Haideți să vă arăt ceva frumos. Da. Să trăiți, domnul. Doamne. Stai cu ovnitorul. Aoleu. Ia să vedem. Calința de cotul, băi. Ia să vedem. Ce aveți acolo? Ce este ăsta? Masculaș. Masculaș, frumos. Doamne. La ce preț așa ceva? Este 250 de euro. Doar 250 de euro? Doar. Au plecat doi, unul la ieri la Buzău, pleacă mâine altul. Wow, frumos. Da. Alea sunt fizneluți. Wow. Unic campion, gelul de Siminicea. Super tare. Și trebuie și un graj ca să-l ții pe ăsta, nu? Da. Altfel nu se poate. Dragilor, ia uitați. Uitați cât de frumoși. Mai da pietrică sau mai... Ha? Mai ai sau mai ai ghidat? Da, mai da, vă și mai am ăștia. Rezervați. Da, nu? Deci femelele. Da. Și buetanul. O dublă. Dublă. Să știți că din așa ceva nu vă lăsați păcăliți, dragilor, că te zăie frumoși. Că chestia așa micuță de acolo, să faci chestia asta de aici. Bună ziua, bună ziua! Să vă arătăm la oameni cât... Ce frumusețe aveți aici! Spun cinstit că nu vreți să vă întâlniți seara cu unul de ăsta pe drum. Și am atragilor, după ce am trecut de zona... Iată. A? Flăfiuțe. Bă, nu lăsați păcăriți, să-ți face până la aici la mine. Bună ziua. Deci nu vă lăsați păcăriți. Mănâncă de 3 ori cât mine, să face de 5 ori mai mare. Dragilor, de aici o luăm la vale, mergem la cai. Stați aproape, stați, vedeți ce e acolo. Să
Da, are ceva încredere copilul meu. Vreau să aduc mulțumire tuturor participanților, la toți oamenii buni, la toți gospodarii din județ și din țară, că au făcut cel mai mare efort ca să fie astăzi la așa o frumoasă aniversare a ediția 11-a Târgu de Cai la Gheață, care vreau să rămână implementat pentru toți cei din județ, din țară și peste hotare, că suntem în stare să facem niște lucruri frumoase pentru oamenii care depun cel mai mare efort pentru a crește un cal de genul ăsta, pentru a crește un câine frumos, pentru a crește orice animal care este în curtea omului, trebuie să depui cel mai mare efort. Și aici, lângă mine, am lumea aceea bună care depune eforturi. Și mă sunt mândru și împlinit că au ținut vremea cu noi și n-am dat greș că am amânat ziua de astăzi, de pe data de 5 și 6 octombrie. Dumnezeu a fost alături de noi, suntem în brațele Lui. Altfel nu puteam să reușim să facem așa o manifestare. Fericită. Mulțumesc tuturor! Să le dea Domnul sănătate și să nu mă uite niciodată, că eu n-am să-i uit nici pe unul care am văzut fața astăzi.
pentru tot cursul vieții. Vă salut și vă îmbrățișez pe toți! Cât credeți, domnile voastre, că poate să valoreze așa ceva? 5, 6, 7, 10 mii de euro. Ha? Sunt de frumoși. Și ce frumoși sunt reținuți. Super! Credeți-mă că, de adevăr, când spunea și domnul, adică gheață, muncă, muncă aici. Și te uite la ei cum se țiplă, tată, țiplă. Doamne, cât de frumoși. Ce cai sunt ăștia? Cai cu urechile în jos. În jos, nu? Cu respect toată lumea să trăiască, numai noi să murim. Aoleu, dar-s mărișori, sunt frumoși. Aici aveți... vezi două rase din rasa berbec german și californian. Ia uite, californianul îi place copilașilor. Ce? Iei una acasă? Nicio problemă. Hai să plătim cu aia. Vă prezint o femeie din rasa berbec german. Wow, wow. Wow. O femeie matură. Wow. Aici un mascul matur. Wow. Superb. Felicitări. Dragilor. Cu mare drag. Aștia-s. Aștia-s pui. Iei unul? Iei unul acasă? Ia unul acasă. Aici avem un pitic. Mai avem un pitic, e al fetelor. Opa. Mi l-a dat spre vânzare, foarte blând. Așa rămâne din cap de leu pitic. Nu se mai mărește? Nu, nu se mai mărește, așa rămâne. Asta așa rămâne. Drăgălați, Doamne, cât e de frumușel. Luați acasă, dragi, nu vă mai uitați. Luați puraj la copii, nu gadgeturi. Nu gadget. Sănătate. Cu mare drag. Dragilor, a, te la nena gheață, porumbei. Ce, că, wow, ăsta nu-s porumbei. Ăsta-s porumbei? Ăsta-s porumbei? O, da, faină. Hai că îi place și din ăștia să vin. Da. A, vreo doi ia acasă. Iar aici, dragilor, harnașamentele pentru cai. Dacă v-ați luat cald, noi sunt cu 4.000 de euro. Să vă luați și instrumente de... de condus. Că nu e simplu. Mai pe fier, mai pe plastic, mai pe ce vreți, domnile voastre. Bună ziua, Doamne ajută! Mulțumesc,
frumos! Hai, prototipul! O zi bună! Așa că, dragilor, la Talang corespunzătoare. Stai. Dacă vrei să scol vecinii dimineața din casă, pui afară. E fericit. Oh, hola. Stai acum să vă arăt și niște Adidas pentru cai. Pastile vide, asta sparg asfaltul, dragilor. Nu glumesc. Asta sunt Jordani pentru armăsari. Mulțumim că ne vizitați din nou. Aveți marfă proaspete? Proaspete, caldă, caldă. Trimite și prin curierat în toată România. Mulțumim. Ați auzit. Deci dacă vreți să o luați în călțel la caii noastre, aia acolo trebuie să sunați. Ia zice, da? Ia pune, vezi cum e. Ca să știți ce ați ratat astăzi. O, ce vedeți aici? E petrece adevărat. N-ai loc să arunci o păleguță, cum se spune. N-ai loc. Câteva mii de oameni, estimez eu, au fost astăzi aici. S-au distrat și s-au simțit bine. La trei mobile la Nenagheat. De toate ați avut aici, credeți-mă pe cuvânt, de toate. N-ai cum să... V-ați văzut, v-am arătat aici. Cai, câini. Și oameni. Sper ca data viitoare, când vă invit, să veniți și să înțelegeți că e de bine. Că se merită. Deci din Bucovina, sus inimile.